Bună, dragii mei! Iată-ne din nou la pastila de lectură, o rubrică inițiată de editura Herald. Astăzi vom vorbi despre osteopatie și l-am alături de mine ca invitat și îi mulțumesc foarte mult pe Mircea Laurențiu, din 2013, director al Institutului Român de Osteopatie, profesor de osteopatie, președintele Colegiului Osteopaților din România, președintele Asociației Osteore, vicepreședinte al European Osteopath și, ca de fiecare dată, pentru că în toate subiectele pe care noi le abordăm la pastila de lectură avem și sprijinul cărților de la editura Herald, astăzi am ales trei cărți din colecția Terapia. Este vorba despre o carte recent venită de la tipografie, Pierre Tricot, Osteopatia pentru copii, o medicină holistică, preventivă și curativă pentru restabilirea sănătății. Și să mai specificăm un lucru foarte important, faptul că traducerea din limba franceză a acestei cărți, Osteopatia pentru copii, a fost asigurată de invitatul nostru de astăzi, Mircea Laurențiu. Pe pagina a doua, lucru iarăși foarte important, profesia de osteopat, o profesie dedicată stării de sănătate, Institutul Român de Osteopatie, înființat în anul 2013, formează osteopați, cursurile au o durată de 6 ani, se adresează tuturor persoanelor care au minim studii de bacalaureat și se finalizează cu diploma de osteopat și pe parcursul intervenției noastre, a materialului nostru, o să-l rog pe Mircea Laurențiu să ne povestească mai mult despre aceste lucruri. Această carte, Osteopatia pentru copii, este editată sub egida Institutului Român de Osteopatie, și o carte foarte importantă. O altă carte, tot din colecția Terapia, John Appert-Gertrude și Medicul din tine, Terapia craniosacrală și eliberarea somato-emoțională și cea de a treia carte, Marc Nicoții și Sepia Dibra, cum să depășim durerile cronice și acute, soluții de tratament bazate pe tipul dumneavoastră emoțional, trei cărți din colecția Terapia. Mircea Laurențiu, ce este osteopatia și la ce ajută ea? Osteopatia este o medicină manuală, este o cale palpatorie de a afla adevărul profund al corpului, de a afla felul în care funcționează acesta, de a afla în ce măsură corpul s-a îndepărtat de matricea lui de sănătate, cu care venim cu toții. Iar această matrice de sănătate are un limbaj, un cod, așa cum au și calculatoarele, iar acest cod este un cod de mișcare. Deci toate structurile sunt în mișcare, deci nu există structură fixă. Deci chiar dacă mintea noastră percepe toate obiectele din jurul nostru și le consideră ca fiind statice, ele de fapt oscilează. Ele oscilează în interiorul lor. Deci nu există, toate structurile sunt formate din atomi, atomii sunt în mișcare. Și atunci forma exterioară pare să nu miște, dar interiorul acesta mișcă. Și dacă am vedea undele electromagnetice sau alte tipuri de unde, am vedea aceste corpuri ca fiind într-o oscilație. La Au o fel și dinamică. au o dinamică, exact, au o dinamică, au o frecvență, cumva așa. Deci ar fi un fel de rezultant a acestei dinamici, o frecvență proprie. Așa și corpul fizic. Deci corpul fizic este o sumă de dinamici, este mai complex de atât, pentru că spre deosebire de obiectele care ne înconjoară, este un corp viu. Deci el are o dinamică a atomilor lui, așa cum au toate obiectele neînsuflețite, iar în plus de această dinamică are alte dinamici generate de mișcarea tuturor structurilor lui. Și atunci această dinamică reprezintă măsura stării noastre de sănătate. Dacă această dinamică este liberă, este amplă, este puternică, este vitală, se exprimă în totalitatea ei, corpul nostru este sănătos.
Iar osteopatia, deci asta face, deci caută, testează, diagnostichează această dinamică din corpul fizic. Și în măsura în care această dinamică pe care o percepem cu mâinile și suntem antrenați să o găsim, să o testăm, așa cum bine ai menționat în acest lung parcurs de formare de 6 ani, dacă această dinamică este prezentă, atunci corpul este sănătos pentru noi. Dacă sunt zone care nu exprimă în mod liber această dinamică, acele zone vor disfuncționa și în timp se vor îmbolnăvi. Și abia după 2, 3, 4, 5, 10 ani de disfuncționare a acestei dinamici, corpul se îmbolnăvește medical vorbind. Abia atunci va avea o patologie. Care sunt principiile osteopatiei? Deci principiile osteopatiei sunt simple și sunt câteva, 4. Cel mai important dintre ele este unitatea. Deci corpul este o unitate funcțională. Adică totul este legat. Deci nu există separare posibilă. Nu poți să separi funcționarea inimii de funcționarea vertebrelor. Deci dimensiunea sau parametrul care creează această unitate este tocmai această mișcare. Deci nu poți să miști o părticică o rotiță dintr-un ceas fără să miști toate rotițele. Deci mișcând o rotiță vei angrena toate celelalte rotițe. Deci ăsta e primul principiu, unitatea corpului. După aceea, un al doilea principiu este capacitatea corpului de autovindecare. Sunt câteva, le spun repede. Deci capacitatea corpului de autovindecare. Deci corpul este programat să fie sănătos. Deci noi venim cu această programare. Deci nu avem nevoie de adjuvanți, de intervenții exterioare pentru a ne ameliora sănătatea. Deci noi venim deja cu acest program. Și dacă lăsăm corpul să-și îndeplinească misiunea, nu-l încărcăm, nu-l decupăm, va fi sănătos. După aceea, un alt principiu este regula arterei și a nervului. Și asta este, deci sună așa, dar este, altfel spus, în termeni moderni, este orice structură care își primește, este alimentată cu materie primă și cu informație, va funcționa perfect. Deci atâta timp cât ne primim materia primă, adică nutrienții, dar și informația, nutrienții primim pe cale vasculară, iar informația o primim pe cale nervoasă, deci dacă ne primim nutrienți și informație, suntem sănătoși. Și asta e regula arterei și a nervului. Deci deja sunt 3 principii, iar un al patrulea, sunt 4 cu totul, este funcția creează structura, structura dă și ea un feedback automat, e o buclă, dar nouă ne place să începem cu funcția. Deci undeva programul, softul, va genera calculatorul. Așa, iar acel soft este programul de mișcare cu care venim, e vitalitatea noastră. Deci pentru că există această vitalitate înscrisă în embrion, embrionul se va dezvolta. Și dacă vitalitatea nu există, structura nu se formează. Și acestea sunt cele 4 principii ale osteopatiei. Bun. Făcând referire la cartea menționată puțin mai devreme, Osteopatia pentru copii, o medicină holistică, preventivă și curativă pentru restabilirea sănătății, în colecția Terapia de la editura Herald și cartea apărută, cum spuneam, sub egida Institutului Român de Osteopatie. Ai lucrat cu copii. Da. Care este diferența între a lucra, să spunem, cu adulți și a lucra cu copii? A lucra cu copii pe partea de osteopatie este ceva mai specific? Trebuie să fii atent la anumite lucruri sau e același lucru? Mă refer mai ales acum, am dat un răspuns unor părinți care pentru copiii lor osteopatia ar putea să vină în ajutor, în sprijin. Absolut, deci eu toți copiii la naștere ar trebui consultați în osteopatie. Deci absolut toți. Deci la naștere, încă din maternitate sau imediat după ce mama poate să iasă din casă, ar trebui făcut o ședință de osteopatie care să vină și să realizeze un audit. Un audit al tuturor tensiunilor pe care acel copil le-a acumulat încă din intrauterin, din burtică,
pe care le-a acumulat în timpul nașterii, cu sau fără cezariană, deci sunt tensiuni specifice cezariene, sunt alte tensiuni specifice nașterii naturale. Acest audit, odată realizat, tensiunile sunt îndepărtate, sistemul este eliberat și adus pe optimul lui de funcționare. Deci, din care este diferența? Deci, din punct de vedere al osteopatiei, a lucra cu un copil nou-născut, care are câteva ore sau care este un prematur în incubator și care are poate 6 luni sau 7 luni de când a fost conceput, a zice că nu e niciuna din punct de vedere al osteopatiei. Deci principiul acela de unitate, toate principiile de unitate, de funcția creează organul, regula arterei și a nervului, forța de autovindecare sunt aceleași. Deci principiile sunt aceleași, diagnosticul este același, căutăm zonele de disfuncție, de lipsă de micromobilitate și le eliberăm. Din punct de vedere al structurii, deci văzut invers, este o diferență. Deci diferența e constant în faptul că osificarea nu este terminată nici pe departe la un bebeluș, că toate structurile sunt extrem de fragile, de înformare. Și atunci, să zicem că toate automat o anumită gamă de presiuni și abordări care se poate aplica unui adult, nu se poate aplica unui copil. Deci sunt tehnici foarte, foarte, foarte fine, foarte blânde. Aceleași tehnici foarte blânde se pot aplica și unui adult, bineînțeles, dar tehnicile care se aplică unui adult de automat nu se pot aplica unui bebeluș. Deci trebuie să ne adaptăm dimensiunilor, gradului de deformare a structurilor și presiunile sunt în consecință. Din punct de vedere al osteopatiei și al principiilor aplicate, sunt aceleași, indiferent că este adult sau bebeluș de o zi. Deci este același sistem viu, cu aceleași principii, cu aceleași forțe, cu aceleași cauze care produc disfuncție și afecțiuni, cu șocuri emoționale care, chiar dacă nu pot să fie exprimate, sunt prezente în structurile bebelușului. Deci totalitatea este deja acolo. Deci totalitatea adultului este deja în bebeluș încă de la naștere. Așa. Doar structura se va dezvolta. Deci asta e singura diferență. La osteopatie poate apela orice persoană? Cui se adresează? Există pentru o anumită categorie de persoane, există contraindicații? Deci, o să zicem că orice persoană poate să apeleze la osteopatie, dar trebuie știut că osteopatia nu tratează boli. Deci noi nu funcționăm cu noțiunea de boală sau de patologie. Noi tratăm disfuncții de micromobilitate, deci pe care le testăm și le găsim în urma unui diagnostic osteopatic specific. Deci orice persoană poate să vină, dar noi nu vom trata afecțiunile, nu vom trata patologiile. Deci nu o să tratăm un cancer, nu o să tratăm o hepatită, deci nu o să tratăm o artroză de șold, pentru că sunt patologii. Dar pentru că noi respectăm cele 4 principii fundamentale pe care le-am evocat și pentru noi persoana este o unitate, atât în interiorul ei corporal, cât și o unitate cu psihicul ei, o unitate cu emoțiile ei, atunci vom aborda fiecare persoană ca fiind complet distinctă și unică. Deci noi nu o să tratăm o patologie de ceva. Noi vom trata o persoană, Sorin, în momentul acesta precis al, ora de acum. Deci poate că mâine Sorin va fi un altul. Deci el a mai trăit 12 ore, s-au întâmplat o întreagă serie de evenimente, starea lui emoțională va fi alta, tensiunea lui, tonicitatea lui va fi alta, poate că între timp a fost o afecțiune, sau dimpotrivă o bucurie. Deci suntem mereu alții, suntem într-o schimbare permanentă și noi evaluăm o persoană la un moment dat și le tratăm ca pe niște unicități. Deci orice persoană poate să vină, noi vom aborda totalitatea, vom, ca strategie, și asta poate, deci îmi place să o spun, vom începe prin a trata ceea ce are bun,
Deci este foarte important să păstrăm bun ce avem bun. Și atunci vom schimba un pic optica, vom amplifica ceea ce avem pozitiv și după aceea, într-un sistem de vase comunicante, acel pozitiv va amplifica tot sistemul și va îngloba zonele care sunt în patologie și ele vor fi ridicate ca vitalitate și atunci funcția fiind ameliorată în acele zone afectate, e această funcție amplificată și revitalizată va regenera structura. Deci nu știu dacă a fost... Deci oricine poate să vină pe scurt, dar nu tratăm patologiile anume. E o altă viziune, este o viziune de corp în dinamică, de corp unic, de personalitate unică și atunci avem un diagnostic. Deci două ședințe nu vor fi niciodată la fel, da. Nu avem un sistem de protocoale, deci tot sistemul de diagnostic va fi reluat de la zero. Deci chiar dacă, eu știu, cineva vine astăzi și vine peste o săptămână voi relua tot diagnosticul de la zero. Deci nu o să construiesc tratamentul 2 bazându-mă pe tratamentul 1. Pe un nivel de istoric. Da, deci țin cont de toată anamneza și de trecutul afecțiunilor pacientului, da, deci ele sunt acolo în fișa fiecărei persoane, dar diagnosticul se face de la zero și se redefinește sau o strategie. Deci de fiecare dată redefinesc o strategie adaptată momentului în care văd persoana respectivă. Și ea poate să fie diferită de strategia pe care am adoptat-o cu o săptămână în urmă. E un fel de reconfigurare a traseului. Da, deci este un audit, deci îmi place să vorbesc de acest audit al stării de sănătate sau de un management al stării de sănătate și atunci ne adaptăm și luăm deciziile care se impun în acel moment. Deci ținând cont de toate principiile osteopatiei. Deci Mulțumesc foarte, foarte mult, Mircea Laurel, a fost alături de noi vorbindu-ne despre beneficiile osteopatiei. Eu am să vă mai prezint foarte pe scurt, foarte repede cărțile recomandate pentru această intervenție a rubricii Pastila de lectură. Este vorba despre Pierre Tricot, Osteopatia pentru copii, o medicină holistică, preventivă și curativă pentru restabilirea sănătății. O carte tradusă de Mircea Laurențiu și publicată, editată sub egida Institutului Român de Osteopatie. De asemenea, Mari Micoții, seria Dibra, cum să depășim durerile cronice și acute, iar în colecția Terapia și tot în colecția Terapia, John Appleton, tu și medicul din tine, Terapia craniosacrală și eliberarea somato-emoțională, cele trei cărți în această colecție, superbă colecția Terapia de la editura Herald, pe care, dragii mei, mai ales că acum avem timp, eu recomand cu căldură și vă recomand să citiți cărțile editurii Herald, pe care le găsiți de altfel pe site-ul editurii Herald. Mulțumesc foarte mult, Mircea Laurențiu, director al Institutului Român de Osteopatie, președintele Colegiului Osteopaților din România, pentru răspunsurile la întrebări, pentru că sunt convins că vor veni multe întrebări din partea celor care ne-au urmărit, au urmărit acest interviu, acest material. Și sperăm, bineînțeles, să continuăm această serie de interviuri, de materiale, pentru că, într-adevăr, osteopatia are pentru toți beneficiile pe care Mircea Laurențiu ni le-a comunicat în această intervenție. Dragii mei, noi ne vedem data viitoare la un alt episod, să-i spunem, din pastila de lectură. Până atunci, cum închei de fiecare dată, pentru că iată, acum avem timp, să citiți și să fiți iubiți. Mulțumesc foarte mult, Mircea Laurențiu. Mulțumesc și eu foarte mult.